Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod pe serverul lui Eddie. Dacă mai vreți episoade original, dați și voi, frate, un like, să că l-am auzit până aici. Hai, bozi. Na, mă rog. Și da, titlul nu este clickbait, o să vorbim despre când o să lansez districtul pentru Zedo, pentru că probabil va fi un pic amânat, să zic așa, pentru că Fabi nu prea poate să vine la filmări azi, azi e sâmbătă, mâine duminică eu o să am niște treabă și o să ajung cam după amiază acasă, probabil mâine o să filmăm un pic din videoclip, nici versurile nu sunt gata, am scris aproximativ un minut jumate din melodie, deci practic mai am ceva de scris la versuri, dar na, inspirația nu-i cu mine astăzi, m-am chinuit azi vreo oră, cred că am stat să mă gândesc la versuri, am scris doar două strofe, bine, am ascultat melodii mai mult, dar nu contează, mă uitam pe YouTube mai mult, dar hai să zic vreo 20 de minute tot am stat să mă gândesc la versuri, pentru că am zis cam tot ce e de zis. Și bine, vă dați seama că e un district la Caterinca, toată lumea l-a luat în serios, toată lumea îi trimitea mesaje lui Zedo. Bă, Zedo, vezi că-ți face Raul Duica district, răspunde, știu și de alea, nu frate, districtul e făcut la Caterinca, eu sunt prieten, wow, lol. Eu sunt prieten cu Zedo, deci n-am nimic cu Zedo, îi pus mi-a făcut la Caterinca, pentru că mă plictiseam într-un și am zis, băi, să fac și eu așa un district, dacă e la modă, bă, rog, districturile nu sunt neapărat la modă, dar na, dacă e la modă să scoți melodii și să fie afon, adică ca mine, să fac și eu o melodie, știi? Și da, cam aia a ieșit, mă rog, mai am ceva de scris, am găsit și niște setări, că eu mi registrez vocea cu Audacity și am mai găsit niște setări în Audacity să-mi fac sunetul de la microfon să se audă mai șmecher, mai alea mai ca de studio și probabil melodia originală o să iasă mult mai ca lumea decât teaserul ăla, că acolo nu era niciun efect, pur și simplu mi-am înregistrat vocea și mi-am pus vocea peste instrumental. Deci probabil nu o să fie, adică o să iasă originalul mult mai șmecher, dar vedem cu video cum facem. Dacă nu apucă Fabi nici săptămâna viitoare să vină, probabil o să lansez versiunea, adică o să lansez melodia completă, dar fără video, pur și simplu o imagine sau ceva. Și după aia peste o săptămână o să lansez și video. Bă, n-ai voie să chinu la compe, ce faci aici? Ei, playerii lui Eddie de pe server? Am înțeles, dăm un compe. Am crezut că vrei să-i ciordești playerii lui Eddie, că veneam cu 5 gang după tine. Eu n-am mai jucat de nu știu cât timp CSGO, deci e cam janghină, practic, cizmă, bă, sau nu știu dacă mai e aici. Nu mai e, what the fuck, man. Bă, dar la unii o plecam, mă, s-o teleportat în primișoare și o băgate de abilități de alea de... băgat abilități de teleportare să-mi bat piciorul de nu. Uai, și am dat, mă, health remaining 21, nu, că vreau să-i fac mare schema aici. Am înțeles, mare rush ce dăm aici. Mamă, mă. Bă, dar știu, nu înțeleg. Ăștia de pe server, oricum, eu cred că... Wow, băi, vezi în spate, vezi în spate, bă. Doamne, mă, mi-a dat cuțitul, mă. Deci practic m-a pus jos, mă. Mi-a dat umilință, ești nebun. Și, da, ce să zic, mă, băieți, chiar nu mai am idei de serie ce să fac, pentru că am încercat să filmez și PUBG, dar știți că eu-s de la disperat, dacă nu câștig meciul, nu pot să-l pun pe YouTube, frate, că eu vreau să iasă cât mai interesant meciul, nu să-l pierd, sau măcar top 10, știi? Dar n-am prea avut meciuri șmechere, ori am avut meciuri în care am ajuns în top 10, dar am făcut un kill maxim, nu-i meci interesant deloc, eu vreau să fac kill-uri, să alea, să fie șmecher, dar nu sunt mare pro player PUBG aici, stați un pic, ăla vrea să dea rush din nou, cred că... Bă, ce văd eu capul? Ce văd eu capul ăsta aici, man? Bă, man, ce faci, man? De ce-ți văd eu capul ție? Și am încercat să filmez și... Unde e ăsta? Că e unul aici. Sau? Ce acolo? Am încercat să filmez și competitiv, dar le cam pierd. Bine, pe server aici rup, dar pe server băieții noștri... Ce să zic? Cred că și la mai mare Nanky Silver Elite, să mor eu. Mai e unul aici pe care... O să-l ia. Eu uite-l poie, bă, băiatule. Deci cred că cel mai mare rang de pe server e Silver Elite. Ca să vă dați seama, am auzit un reload aici. A, e de la mine. Deci nu prea ai ce să faci. Cu aia ce wallhack am să-mi bat piciorul. Mă acuză de wallhack ăla, gata e. Nice, na ce wall. Nu. A, fac. Ce să faci, dar nu băga mă manele, Eddie. Uite, acum nu mai am cum să închid volume 0. Că și-a s-a handicapat și bagă manele și mi-au eu acum. Mi-au copyright îmi pui mie. Mersi, bă, Eddie, că-mi dai copyright, mă. Mai băgați mă manele. Da, deci... Hai că ăsta e ok. Deci îmi bag oamenii manele aici. Da, frate. Cum pot să scot, bă? Că nu mai știu comanda. Să scot sunetele de le pun ăștia. Mă disperă. Și eu știam ceva de genul, dar... Bă, zice salut la YouTube, că vă filmez, apăresc pe YouTube. Fire, ia, cine e cu aici? Am înțeles, frate, hai că m-a luat omul. Eddie Scuipă, ce? Cum îl cheamă pe ăla? Eddie Scuipă în Dunăre, Hellcase, cu aia, ce naiba de nume ăla, bă? Și da, nu am wallhack pentru că
Băi, ce cuțit este ăsta, coaie? Ursus Knife. Băi, ce cuțit e, mă, ăla Ursus Knife, coaie? Ce? Ce cuțit e ăla Ursus Knife? Am văzut la cineva Ursus Knife. Din alea noi. E cât de noi, coaie, că eu știam că a apărut ăla, zis să-i zic, mă, Falcon și de-alea, dar nu Ursus, mă, ce naiba? Falcon. Sau nu mai știu cum se numea exact. Da, ăla e de mult. A, lol, dar nu știam de la să mor eu. Cine? Jerry? Las că văd eu, mă uit eu pe el imediat. Da, deci băieții ăștia se ceartă, nu cred că are hack Jerry ăla, nu știu ce să zic. Vezi că e tot acolo, bă. Nu cred că are hack, mă, chiar nu știu ce să zic. Că nu juca chiar așa de obvious, dar bine, dacă nu filmam acum, mă puneam spec pe el, că Eddie are un plugin la server. Eu dacă mă duc aici pe Spectate, el nu mai poate să mă vadă, practic, și nu mai poate să vadă că sunt spec pe el. I-auzi, mă, fac de police, mamă, ce bagă ăștia, mă. Deci eu, practic, dacă mă duc la Spectate, eu n-apar aici, știi, cum apar jos, sau unde apar, nu știu pe noua interfață unde apar, dar eu știam că aici jos, deci nu, nu mai apar acolo jos și asta e, este un avantaj foarte mare. Pentru că, na, pui mie, frate, dacă vine un codat pe server și are spec list, te vede, știi că ești spec pe el, dar așa dacă are plugin-ul ăsta, Eddie nu-i apare în spec list și asta e o chestie super cool. Da, mă, dacă văd că m-a strip. Deci este pe contul ăsta 100 și ceva, dar pe contul pe 4900. Așa, nu știu, am jucat așa două zile și eu. Slăbuț, așa. Ia să vedem. Și da, mă întrebau mulți când mai mi-au placa video nouă. Știți că mie mi-expiră strike-ul prin noiembrie, cred. Prin nu știu cât noiembrie. Cred că-s logat pe Steam. Asta, cred că-s logat pe YouTube în browser, să mă uitați un pic. YouTube. Da, s-logat. It's a very good and nice. O să vă arăt și câți bani fac eu din YouTube, că mulți mă întrebau. Hanora, cum e? Uite-l cu aia pe Alvarez Balvi, ce ai făcut? 46 de dolari, dar mare bogătaș aici. Ați un pic, canal. Hai să ne când îmi expiră strike-ul, bă, băieți. Deci îmi expiră strike-ul în 27 noiembrie, deci în 30 noiembrie, cam așa. O să mă apuc să fac live-uri din nou, zilnice, probabil, ca să fiu mai activ pe canal, pentru că în ultima vreme n-am mai fost activ pe canal, frate. Și mă gândeam să mă apuc din nou să fac live-uri multe și chestii de-astea. Și din noiembrie, din 30 noiembrie, sau din 27, fix din ziua aia s-ar putea să mă apuc. Și cam pe atunci o să-mi iau și placa video nouă, că o să mă apuc de mult mai multe jocuri și chestii de-astea. Acum nici nu am mai jucat, să vă zic sincer, chiar mi-a trecut pasiunea asta față de calculatoare. Adică față de jocuri, că față de calculatoare, eu încă sunt pasionat de calculatoare și în fiecare zi tot dezasamblez calculatorul vechi. Acum câteva zile am avut la școală un concurs de deșeuri electronice, adică fiecare trebuia să-și aducă chestii de acasă. Bine, nu neapărat, dacă voi să particip la concurs. Haideți pe Mirej, bă, haideți Mirej. A, dar stai, mă, a, stai, ce prostă. Mă credeam pe cheșul aici. Da, deci o adus niște plăcuțe de RAM un coleg, aveam de la... de reciclări cu deșeuri electronice și alea, și-a adus niște plăcuțe de RAM și o plăcuță de RAM mi se potrivea mie la PC-ul vechi. Și după filmarea asta mă duc direct la garaj, îmi iau PC-ul vechi, frate, de pe care făceam eu idle, și alea îl curăț, îl fac blană blanao și fac din nou, frate, idle, sau nu știu, văd eu, să-mi fac, găsesc un rost și PC-ul ăla acela vechi. Dar, na, pui mie, frate, deci... nu știu, eu cred că mă gândeam, frate, să mor eu de nu-mi deschid shop de la, bă, deci care vrea să-și repare PC-ul la Raul 2 ca să veniți, bă. Zici, în ultima vreme, de 2 ani încoa... Da, frate. Întrebare. Dacă... Poftim? O întrebare. Da, frate, zi. Poftim? Când te activezi? Mă activ. Vă, scrie că nu te prea auzi, o super încet. Cred că m-a întrebat cât fac din YouTube cu aia. Nu am înțeles, sau când mă activez, sau ce, nici n-am înțeles, jur că n-am înțeles ce-o zis. Spinbot cu cuțitul, a, când te activezi cu hack-ul. Nu mai joc cu hack-uri, frate. Da, mă întreabă lumea, și la școală mai au venit niște, bine, copii, că erau clasa 11, nu erau copii. Au venit niște tii, frate, să mă întrebe dacă mai joc cu ex-de-alea, dar nu știu de unde au aflat, jur, că la mine la școală, frate, și colegi din clasă, în prima zi au început să mă cunoască și alea. Bă, mă simt prost când mi-e să mor eu, se simt super ciudat să vină așa cineva la tine să zică, bă, tu ești Raul 2K? Jesus, și super ciudat, frate, super ciudat. Și cringe în puii mei, știi, nu știu, nu sunt obișnuit chestii de asemenea. Hai să zic că poate, nu știu, Shelly sau alții sunt obișnuiți, că ei practic în fiecare zi se întâlnesc cu abonați pe stradă. Nu cred că ies din care Shelly să nu iese pe stradă să îi zică măcar câțiva copii să-l recunoască, știi. Deci e imposibil, nu cred așa ceva. Dar pe mine, având în vedere că nu are cunoscut prea multă lume până acum, și să vină cineva la tine să zică, bă, tu ești Raul 2K? E super ciudat, frate, mă simt super ciudat, să-mi bat piciorul. Bine, nu în modul, adică nu în sensul negativ, nu că mă simt prost sau ceva, dar e sub, așa ciudat, că să vină așa unul la tine să te recunoască, știi? Nu, să nu-l cunoști, știi? E super ciudat.
Eu că l-am luat pe ăla. Yo, ce-ai făcut bă, Lau? Nu, că mă întrebai mai înainte când mă activez. Nu uite că m-am activat, bă, Lau. Gata, m-au spart aici. Care-i coaie? Care trage? Dar Raul... Doamne, coaie, nu vedeam de foc în puii mei. Nu are cod, frate. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Cam atât am vrut să vă zic. Deci da, practic... O să lansăm piesa probabil vineri. O să o lansez, că nu o să o lansăm, că nu o lansăm. Nu, eu nu fac aici mare colaborare sau ceva, dar o să o lansez vineri probabil. Și dacă nu o să o lansez vineri, adică dacă nu pot să termin video, o să lansez doar audio de la piesă și peste o săptămână, două, o să vine și video. Pentru că da, mulți așteptați video, că ieșiți pe Caterinca și faza aia cum ieșeam eu din camionul ăla și chestii de alea, dar... Să sperăm că o să iasă bine. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Nu uitați să dați și voi, frate, un share. Deoarece din noiembrie o să fie din nou hype pe canalul Raul Doica, pentru că ne apucăm de live-uri, chestii, cum făceam înainte, cu Reiș, cu Tiurcoalea, cu... Doamne ajută, frate, și noi ne vedem data viitoare. Salut!